Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii un prieten credincios. Nu părăsi pe prietenul tău. Proverbe, capitolul 27, versetul 10. Charles Colson, omul de încredere al președintelui Richard Nixon, a făcut închisoare pentru implicarea sa în mușamalizarea acțiunii Watergate. În cartea sa, Născut din nou, Colson povestește că a fost invitat să vorbească la o universitate la scurt timp după eliberarea sa din închisoare. În vremea aceea exista încă multă ostilitate față de întreaga poveste Watergate și mai ales față de Richard Nixon. Întrebările veneau asupra lui Colson la foc automat, iar studenții deveneau din ce în ce mai ostili. Unul dintre ei s-a ridicat în picioare și a făcut referire la o critică pe care Henry Kissinger i-o adusese lui Richard Nixon. Domnule Colson, a întrebat el, sunteți de acord cu această critică? Colson povestește că în acel moment s-a uitat prin încăpere și și-a dat seama că toate urechile erau ciulite, așteptând ce avea el să spună. Iată cum a răspuns el. Cu toții cunoaștem defectele domnului Nixon. A fost analizat de presă ca nimeni altul în istorie. V-aș putea spune părțile lui bune, însă nu cred că vă voi convinge să le acceptați. Însă referitor la comentariile lui Henry Kissinger, nu sunt de acord cu ele. Domnul Nixon este prietenul meu și eu nu le întorc spatele prietenilor mei. Colson a spus că pentru o clipă a crezut că tavanul se va prăbuși. Și într-un fel așa a fost, dar nu așa cum s-a așteptat el. A existat un lung moment de tăcere, urmat de ropotul aplauzelor mulțimii ridicate în picioare. Motivul? Chiar și acei studenți ostili au fost în stare să aprecieze loialitatea față de un prieten. Dacă dorești să descoperi cine sunt adevărații tăi prieteni, e suficient să faci o greșeală. Mulți dintre cei pe care îi considerai prieteni vor fugi de tine, la fel cum fug șobolanii de pe un vas care se scufundă. De aceea, spune Biblia, nu părăsi pe prietenul tău.